Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există, apropo de piața imobiliară care la cote foarte ridicate, există în România case de vânzare cu 250 de euro. Relativ noi. Adică nu vă imaginați că sunt case de chirpiți sau corturi sau colibe. Nu, sunt case relativ noi, undeva în județul Bacău. E adevărat că sunt în vârful unui deal, să fie ferite de inundații, de aia s-au construit acolo și nu au de niciunele, de aia sunt așa de ieftine, dar 250 de euro. Primăria din comuna Băcăoană, Gura Văii, va scoate la vânzare 129 de case construite în perioada 2005-2006. Așa. Pentru care erau pentru sinistrații care rămăseseră fără case în urma inundațiilor. Imobilele, scrie adevărul, imobilele sunt ideale pentru împătimiții de drumeții și trasee turistice sau pentru pasionații de off-road. Au fost atunci inundații, râul Agâș acolo și, mă rog, a venit apa, a luat o parte din satul vechi. Cei care au fost mutați atunci acolo nu au fost prea încântați de casele astea noi, construite la roșu, fără apă, fără curent. Și nici acum nu au, că de-aia a costat de puțin, dar primăria zice că rețeaua de curent e undeva în apropiere, ar fi captat și un izvor ca să fie și apă, sau îți faci puț, dacă vrei. În 2018 s-a încercat vânzarea caselor cu prețuri ce porneau de la 5200 și ajungeau până la 7000 de euro. 6.000 de euro era bungalou, da. Cu belvedere, la mansardă, cu belvista. Dar fără succes. Primarul din Gura Văii îndeamnă pe oameni să vină să vadă casele mai întâi și de-abia apoi să depună o cerere la primărie dacă sunt interesați. Bun, m-am uitat pe hartă, nu e atât de departe, adică este lângă Onești, comuna respectivă. Practic e de partea cealaltă a râului Agâș. Și nu departe, la dreapta, este și Siretul cu lacul Răcăciuni. E bun, mai dai la pește. Păi asta zic, mergem, luăm o căsuță de asta cu 250 de euro. Singura problemă e că trebuie să-ți iei și lumânări cu tine. Pentru lumină. Da, păi n-ai cum. Luăm de la lampă cu gaz. Da, ok, casă de aventură la banii ăștia. Exact. Mai vrei și lumină? Exact. Licitație. Deci orice bun public se vinde prin licitație. Câștigătorul e persoana care oferă cel mai mare preț. Cei care doresc o casă în Gura Văii pot depune oferte de preț care trebuie să conțină documente, bla bla, nu știu ce. Dacă e o singură ofertă, se adjudecă la 250 de euro. Sunt 129. Serios, sunt șanse mari să poți să cumperi cu 250 de euro. E mediu rural, impozitul e mic. Sigur, trebuie să sapi un puț acolo pentru apă, de exemplu, și să ți-l aduci de undeva curent. Asta este problema. Nu știu de unde. Da, cine vrea, uite, poate. Eu am crezut că e genul ăla de ofertă, cum ai văzut semne prin Italia, în mod special, știi? Erau state de astea părăsite, unde nu erau foarte puțini locuitori, case care au rămas derăpânate, dar acolo condiția era, ți-o dădea pe un euro sau o chestie de genul ăsta, să investești și să refaci zona. Trebuie să investești aici. Adică, în mod evident, trebuie investit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.